Se știa în epocă că Petru Comarnescu Turna era bănuit de colegii săi? Sau am impresia că nu. Am discutat doar cu câteva persoane, nu știu ce știa sau bănuia, sau putea să bănuiască fiecare, dar impresia mea este că nu, că nu se știa. Și când a început, când au apărut primele informații despre notele informative? În ultimii ani, eu știu, când s-au cercetat dosarele respective la CNSAS. Eu am aflat acum un an și ceva. Mi-au tot spus la CNSAS că lucrez de câțiva ani, mai ales pentru cartea mea despre elita intelectuală între 1930 și 1950, capcanele istoriei, și am cercetat foarte multe dosare la CNSAS și tot îmi spuneau cei de acolo, mi-au fost studenți cei mai mulți dintre ei, unul spunea astăzi, peste câteva zile altul, și mereu același lucru, uitați-vă pe dosarele lui Petru Comarnescu, sunt senzaționale, sunt spectaculoase. Și până la urmă m-au convins, ne-am luat, m-am uitat pe ele și într-adevăr aveau dreptate. Da, deci o descoperire relativ sau chiar foarte recentă. Și cât de mare e arhiva cu notele informative? Sunt șapte volume mari, groase, șase de fapt, al șaptelea cuprinde niște documente de după moartea lui Comarnescu. Sunt mai multe mii de file, în orice caz, cuprinse în aceste volume, dar dincolo de volumele privitoare strict la Comarnescu, apar note informative semnate de el, adică de agentul Anton, numele lui conspirativ, și în dosarele altora, dosarele de urmărire ale altora. Deci, până la urmă, dacă s-ar aduna toate, s-ar obține o sumă și mai mii mare. Sau sute? Sau... Da, mii de ordinul, miilor, în orice caz, mai multe mii de file. Deci, să înțeleg că el săptămânal sau la câteva zile dădea note sau scria mai multe? Da, dădea tot timpul, în funcție de persoanele cu care se întâlnea, avea o viață socială destul de activă, cunoștea, de tânăr el a avut implicarea asta în mediul intelectual, de asta el a fost personajul central și în Asociația Criterion în anii 30, alături de Mircea Eliade și ceilalți. El e cel care i-a adunat, i-a dinamizat, i-a pus la treabă. Deci o persoană foarte, foarte socială, foarte sociabilă. Ăsta a fost și marele avantaj al securității în atragerea lui Petru Comarnescu. Cunoștea foarte multă lume, avea intrarea liberă în foarte multe case și avea foarte multe de spus despre ce discutau și ce făceau acești oameni. Oare cum s-o fi petrecut recrutarea lui? Probabil a spus principalul motiv pentru care a cedat ar fi fost homosexualitatea. Da, este de presupus. Nu există documente privitoare la momentul respectiv când a fost obligat să semneze acordul de colaborare, dar probabil, chiar sigur, ăsta era punctul lui slab, homosexualitatea. Era o acuzație care te ducea direct la închisoare, fiindcă era un delict potrivit codului penal din epocă, așa încât mai mulți au fost șantajați, nu numai el, pe tema asta. Și sigur, mai avea un punct slab care se putea adăuga, faptul că studiase în Statele Unite, unde își lăsese și un doctorat, deci erau raporturile lui cu Statele Unite, cu America. Însă homosexualitatea a fost, sigur, punctul nevralgic. De aici au pornit toate. Și multe din notele lui, el îi pârăște pe alți homosexuali. Nu, e prea mult spus. Sigur, îi pârăște până la urmă. I s-a cerut să dea nume. Am găsit în dosarele respective, nu le-am reprodus în volum, că nu are rost să reproducem toate lucrurile astea urâte și nu chiar atât de semnificative până la urmă. Deci e o listă destul de lungă cu persoane pe care le cunoaște ca practicând homosexualitatea în București. Sunt, nu știu, o duzină, două duzine de persoane, nu mai știu, și altă listă ceva mai scurtă cu câteva persoane cu care se recunoaște că a avut el contacte în ultimii ani.
Da, era notorie această homosexualitate în cazul lui Petru Comarnescu, așa că n-a avut aici cum să se apere, ce să spundă. A fost șantajat, e clar. Dar citind notele, ai senzația asta, are o seninătate în a face rău altor persoane cu atâta detașare, povestește tot felul de întâmplări, oare chiar nu știa că le face rău sau ce tip de cum? Bine, mie foarte greu să intru acum în personalitatea, în mintea sau în sufletul lui Petru Comarnescu. Da, el a cedat pe toată linia, cum să spun, cum a cedat și în ce privește ideologia comunistă, deci în articolele lui, în cărțile lui din anii 50-60, e cât se poate de pe linie, cum se spune. Așa a cedat și în privința informărilor pe care le face la securitate. Sigur, bănuiesc că sunt turnători și turnători, sunt unii care cedează, dar fac un serviciu minimal. Nu spun câte ceva, încearcă să nu facă rău, să nu intre în chestiuni prea delicate, nu e cazul lui Petru Comarnescu. Petru Comarnescu scrie tot. De bine sau de rău, pentru el este egal. Deci lucruri care puteau fi favorabile persoanelor respective, dar la fel de bine și lucruri care le puteau trimite la pușcărie. Da, întotdeauna are calități pozitive ale cutăruia. Da, da, spune și de bine, spune și de bine, de bine și de rău. Deci el face niște caracterizări științifice, cum să spun, luând în calcul toate datele persoanelor respective. Fără stări de spirit, fără a încerca să, eu știu, aranjeze lucrurile, să le mai netezească, zice tot ce consideră că e interesant pentru securitate. Și chiar detalii, merge până la cele mai mici detalii. Dar are grijă să fie mai rău cu cei pe care... Este rău, deci el e în general obiectiv, dacă pot să spun așa. Dar ajunge să fie cu adevărat rău și să facă în mod voit asemenea caracterizări foarte periculoase pentru persoanele în cauză, cu cei față de cei de care se simțea nedreptățit, care îi făcuseră mai știu eu ce neplăceri. Deci are persoanele pe care nu le poate suferi. Grupul Oprescu. Grupul Oprescu erau cei care dominau, să spunem, domeniul unde și el intrase, dar oarecum spre margine, ce specialiști în critica de artă, în istoria artei, și patronul, marele patron, era Oprescu. Alături de el și alții, Frunzeti, Schileru și așa mai departe, și printre aceștia și Remus Niculescu, pe care Petru Comarnescu nu îl suferă niciun fel și sunt într-adevăr niște note informative care sunt teribile la adresa persoanei respective, dacă ne gândim la atmosfera anilor 50. Îl acuză de atitudini anticomuniste, reacționare. Și Petru, scriitorul Petru Dumitriu e foarte acuzat. Da, nu suferă nici pe Petru Dumitriu. El e complexat, e frustrat, Petru Comarnescu. El nu a reușit până la urmă să facă o carieră sau cariera dorită. Ar fi vrut să ajungă la universitate, nu a reușit. Pur și simplu, de prin 1952-53, nici nu mai are un post undeva la vreo instituție, un salariu fix, își improvizează tot felul de activități, scrie foarte mult articole pe care ia câte un ban, dar nu prea mulți bani, și trăiește și într-o jenă financiară, se simte și nedreptățit, se simte marginalizat, și atunci cei care au succes, care sunt bine văzuți de regim, care sunt puși în frunte, nu prea se bucură de simpatia lui. E clar că i-a invidiat succesul lui Petru Dumitriu din anii 50 și apoi odată cu dezertarea, cu fuga în Occident a lui Petru Dumitriu, a putut să spună, uite, știam eu, v-am spus că nu e sincer și... Din anii comunismului, mai e ceva ce rămâne din opera lui? A scris foarte mult, sunt monografii de artiști,
Are, bine, o primă monografie în 1954 despre Octav Băncilă, pictorul preferat al comuniștilor pentru problematica socială tratată de Octav Băncilă, care altfel e un pictor, nu printre cei mai importanți în orice caz, dar era la mod atunci în anii 50 și el a dat prima monografie despre Octav Băncilă în 1954. După aceea are monografii, biografii ale lui Ștefan Lucian, a lui Tonița, o lucrare foarte detaliată despre mănăstirile din nordul Moldovei, din Bucovina, și altele, o mulțime de articole, scrie tot timpul. Tot timpul, articole, cărți, scrie în jurnalul intim și scrie note la Securitate. Deci tot timpul, când nu era ocupat cu raporturile lui sociale, fiindcă trebuia să mai vorbească și cu oamenii, făcea și plăcere și era materia primă pentru notele lui informative. Însă, în rest, Comarnescu scrie tot timpul. Vă întreabă un cititor dacă nu cumva toate informațiile acestea abundente care apar despre turnători nu cumva pun în lumină adevărații vinovați, cei care îi racolau, ofițerii de securitate. Bine, nu asta este intenția mea de a-i scuza sau de a-i feri în vreun fel pe ofițerii de securitate. Și de altfel nu am adunat aceste documente și n-am făcut cartea asta cu scopul de, eu știu, de a-l denunța, de a-l condamna pe Petru Comarnescu. Pur și simplu am făcut-o pentru interesul pe care îl prezintă documentele și prin informația cuprinsă în ele, foarte bogată, foarte diversă, și pentru calitatea literară a textelor. Așa că nu m-am războit în niciun fel cu Petru Comarnescu, fiecare poate să judece, poate să-i găsească și circumstanțe atenuante. Până la urmă, marele vinovat este regimul comunist, care i-a deformat pe oameni, cum să spun, și a apelat la tot ce-i mai rău în fiecare om. Nu știm care e partea de rău în noi și cum iese la iveală în anumite condiții. Cine n-a trecut prin asemenea situații trebuie să se pronunțe cu grijă, cum să spun. În rest, cred și eu că, am mai spus, marele vinovat e regimul comunist, marea vinovată este securitatea și bineînțeles că ofițerii de securitate sunt mai vinovați decât oricare dintre informatori, oricât rău ar fi făcut unii dintre ei. Dar răul cel mare trebuie căutat în securitate, de aici pornește totul. Dar deci nu vreau niciun fel să-i scuz pe ofițerii de securitate, însă textele aparțin informatorilor, cum să spun, documentele pe care le căutăm noi istoricii sunt ale informatorilor și e firesc să le folosim.